Un bărbat a furat aseară un autoturism și a acroșat două mașini parcate sub podul Alexandru. Șoferul a fugit de la locul accidentului acesta fiind căutat de polițiști. În momentul producerii coliziunii, proprietarul autoturismului se afla la poliție să declare furtul. Mașina a fost furată din Galata, proprietarul lăsând motorul pornit câteva minute în parcarea din fața blocului. Polițiștii efectuează cercetări într-un dosar penal pentru furt în scop de folosință.